Dimineața, mă, șefailor. Păi, e chiar dimineața și m-am trezit cu mașina așa gen. Adică nici măcar nu am o racletă la mine și m-a prins iarna jantele de vară. Astăzi mergem până la Pasăre Acustic, mă, băieți, pentru că acolo băieții noștri sunt aici pe putere. Stați așa un pic să dau șutul, mă, aici la încălzire, că e jale, ești nebun la cap. Și mergem până la băiatul meu Pasăre, pentru că el mi-a făcut designul pentru studioul meu, să zic așa. Dar bine, nu se compară, pe lângă ce o să vedeți astăzi în clip, cu studiourile care sunt de fapt adevărate, adică care antifonează 100%, la mine e o mizerie, adică am 50% gen, știi? Adică mi se pare că e mega cu noi. O să vedeți adevăratele studiouri cum sunt de fapt și hai să mergem la treabă ca să vedeți acolo unde este omul meu Pasăre. Dacă vezi, dați acolo un follow pe Instagram, apare chiar acum pe ecran și o să vedeți ce vrem să facem împreună, că vrem să lucrăm la un proiect împreună și o să vedeți acolo mai multe detalii. Deci hai să mergem la el să vedem ce face. Între timp încerc să îmi dezapeze și o parbrizul, că gen, nu am nicio racletă momentan. Sau cred că o să mă să-i dau un jet repede. Doamne ajută. Hai de viața mea, am amorțit mâna. Hai că mai simt mâna dacă e. Nu e nicio problemă. Deci mi se pare incredibil că n-am găsit efectiv, frate, o spălătorie jeton care să fie liberă, frate. Deci am 3 spălătorii pe lângă mine, frate, și toate sunt super full. Cine trebuie cu spală mașina? Adică mi se pare că nu e ceea ce trebuie. Am pe stat opit oricum, că am făcut căldură mașină, sunt 45 de grade, aici nu e mașină, deci stați, nu știți că e tot în regulă. Așa că mergem la Cristi și ne vedem de acolo. Bine, mă, băieți? Și cred că de seara mă duc să schimb și cauciucurile, că it's not ok, știți ce zic. Eu acum am oprit puțin pentru că trebuie să dau un mesaj către Alexandra și asta vreau să vă sugerez și vouă. Eu acum, dacă să înțelegeți unde sunt pe undeva pe la Unirii, m-am oprit aici pentru că mi se pare că este cel mai ok, nu știu, dacă vrei să dai un mesaj să nu stai pe telefon. Nu știu, eu nu sunt de acord cu chestia asta să stai pe telefon. Nu vreau să mănânc căcat. Toată lumea stă pe telefon când, nu știu, vrei să mai actualizezi o locație pe Waze sau vrei să suni pe cineva repede și ți-l pui pe navigație sau ceva de genul ăsta. Dar mașina mea, uite, de exemplu, Opel-ul meu are navigație și o îmi pun pe navigație de fiecare dată când vreau să sun pe cineva. Dar acum că trebuie să dau un mesaj, am preferat să mă opresc, să trag pe dreapta și pur și simplu să-i dau un mesaj. E cel mai bine să faceți așa. Gata, mă, băieți, am ajuns și la studio la Cristi și hai să vedem dacă este cineva acasă. Stai, dă bice. Opa, ușor cu noroiul că e greu. Deci jur cât de tare mi se pare chestia asta. Nu știu, e efectiv, e genial. De fiecare dată când vin aici, mă uit la ea și parcă îmi dă așa un vibe bun, știi? Super tare arată. Ce părere aveți? Bă, hai să bătem la ușă. Stai că nu știu la care ușă e. Mai bine îl sunăm. Am ajuns, dar nu știu unde să intru. Acum. Hai, te aștept. Așa, mă, meu, Cristi, te pup, ce faci? Ce faci? Sunt pe vlog aici. Era, mamă, dar ce căldură aici, am un cap la voi. Super tare. Toate condițiile, v-am spus, mă, băieți, că e ce trebuie. Băieți, aici. Am înțeles. Arată-mi ce ai mai făcut pe aici. Hai să vedem. Să intrăm direct așa, în pâine. Asta e studio de video. Studio video, ia să vedem. Care trebuie să mai pregătiți tot. Mamă, cât de întuneric este aici. Bine, am înțeles. Bă, dar de ce mi se oprește lumina asta? Cele că ai zis că e 100% antifonare. Mamă, ce ciudat e. Aha, ia, dacă închidem ușa. Pentru voci. Mamă. Da, mă, e tare rău, ești nemun. Păi nu se compară, mă, cu mizeria mea de acasă, ești nemun. Mamă, dar parcă nu auzi nimic, știi? Dacă stai mai mult, o să simți cum siui urechile. Mamă, ce tare e. E super, super tare arată. A, și aici poți să tragi voci, practic. Poți să tragi... Mamă, ce tare. Ce mișto sunt astea. Foarte mișto. Da, mă, altceva. Ne facem și noi, mă, băie, studio, o să vedeți că facem nebunie. Așa, ăsta cât ai zis că e gen antifonar, cam cât la... Nu, e absorție 100%. Absorție 100%. Ok. Așa, băieți, aici mi-au zis că sunt încă în lucrări. Aici e... Mamă, ce tare arată asta. Sunt foarte mișto, chiar sunt tare de tot. Da, e un design aparte. Nu sunt clar. Aha. Și asta ce rol au? Adică ce fac asta? Dispersie sunetul. Aha. Întoarce bamba. Am înțeles. Și asta de aici? Și asta e absorție. Absorție. Mamă, dar ce... Vai, mișto așa asta, nu știu, e tare rău. Da, asta e mai deschisă la treabă. Super tare. Mai avem și camera din alături, din partea cealaltă, dar are sesiune. Ah, ok. Hai, și mai avem toată lucrurile. Mamă, ce tare și aici. Asta nu ai văzut. Asta n-am văzut-o. Mamă, ce mișto e. E mai pe lemn, mai pe clasică. A, știi că eu nu sunt cu lemnul, dar nu contează, că asta poți să faci, poți să faci cum vrei. Adică dacă... Da, normal,
Stinger, am înțeles, am înțeles. Băieți, dacă vreți, v-am spus, aveți acolo linkul lui Cristi în descriere, dați un mesaj, e nebunie ce e aici. Mamă, ce tare. Da, mă, e altceva, adică studio, n-ai treabă. Eu se compară, frate, cu cei acasă, ești nebun. Bureții sunt niște mizerii, frate, ești nebun la cap. Ăștia e next level. Îmi place foarte mult asta așa după colț. Foarte tare. Aici, la e bus stop. Super jmeche. Păi, am eu. Ce dracu de bureții am? Zici că sunt... Bă, zici că acum parcă aia sunt de jucărie, știi, și aici sunt ăștia reali, știi? Da, foarte mișto. Bravo, mă, Cristi. Chiar mă bucur că ați făcut treabă. Da? Hai că intrăm acolo în camera mare și revenim imediat. Care ai acolo, cum te ajut? Deci aici ne-a spus Cristi că aici e mare studio. Asta e studioul mare, ai zis, nu? Aici tot ce trebuie. Studioul principal, mamă, ce tare aici și ne-a propus aici să facem niște live-uri. Ce părere aveți dacă am sta aici și am face aici niște discuții, ceva de genul ăsta așa pe live? Nu știu, mai schimbăm așa tema. Mamă, ce mișto arată. Vreau să pun și eu asta așa pe sus, sincer. Arată super bine. Salut, salut. Mamă, ce tare arată. Totul arată, țipă, mă, băieți. Păi, revenim cu update, vedem ce facem. Gata, mă, băieți, acum îi dăm înspre casă că trebuie să mănânc și eu ceva, că n-am mâncat nimic efectiv toată ziua, dar i-am promis aici lui Cristi că venim la el, frate, și omul e super, super mișto, chiar puteți să îi scrieți oricând dacă aveți chestii de-astea cu panouri, cu tot ce trebuie, cu antifonare, aici acolo mobilul. Și după cum vă spuneam, fratele Cristi e super profi în tot ceea ce face, frate, și este printre cei mai cunoscuți de pe piața cu studiourile și toate cele. Mamă, ce frig este afară și eu chiar îl recomand cu încredere. Dacă vreți, aveți linkul lui în descriere, puteți să îi dați acolo câte un mesaj și să îl întrebați dacă aveți nevoie de așa ceva. Hai să mergem acasă, că e mare frig. 6 grade, ești nebun la cap, fai de viața mea, stai să pornim aici luminile și dăm spre casă direct. Dacă ziceam înainte că sunt 6 grade, păi nu știu ce să spun, sunt cam 0,5 grade aici de mult la cap și am roțile de vară cu mine. Deci, na, o să mergem acum să le schimbăm, cred că le schimbăm în seara asta pentru că Alexandru am înțeles că pleacă undeva pe la Câmpul Lung săptămâna viitoare și ar trebui să le schimbăm. Și mai am și o problemă cu racordul flexibil, deci sperăm că rezolvăm și chestia asta în curând. Așa că, na, nu știu dacă mai filmez ceva, dar v-am spus linkul lui Cristi, îl aveți în descriere, frate, e un super, super băiat și este printre cei mai buni de pe piață, adică nu cred că există concurență din punctul meu de vedere, cel puțin pe studiouri, adică e numărul 1 acolo, frate, de popă în Cristi, dacă vezi acest vlog, știi că ești fratele meu. Și ați văzut și voi acolo care este diferența dintre antifonare și bureței mele de acasă, ați văzut și voi, adică nu putem să comparăm, nu există teme de comparație, sincer și nivel. Așa că mergem acasă și revenim de acolo cu update-ul, bine? Pe fatele, respect. Cică și mucică aici ne iubește, ceva mă, tati, cum dai un pupic? Dai un pupicul, tati? Mamă, mi-ai sănătat pe față, măi. Ce mă, tati, cum? Ai stat singur până acum? Am stat singur, băiatul meu, până acum. Dar gata, a venit tăticul acasă. Tăticul se apuce să mănânce ceva. Și uite pe șpârla asta mică. Și după aia vedem ce mai facem. De când mă știu sunt șefan. Sunt șefanul suprem și am cei mai tari fani. Șefanii mei zic respect.